Dezvoltarea sectorului agrar și industrial, dar și promovarea mediului de afaceri la nivel local, care cuprinde atât comerțul intern cât și extern, sunt elementele prioritare care stau la baza parteneriatului între Consiliul Raional Rezina și Camera de Comerț și Industrie. Activitatea celor două instituții a fost legiferată printr-un acord de colaborare. Obiectivul nostru este de a ajuta autoritățile locale, de a consolida dialogul cu sectorul privat și de a dezvolta economia locală, așa dacă foarte sintetic. Sigur că dacă noi vom identifica anumite proiecte investiționale, le vom promova și vom găsi investitori, investiția asta înseamnă locuri de muncă, înseamnă salarii în creștere, asta înseamnă o bază bugetară extinsă la nivel local, care permite autorităților să aloce pentru probleme sociale, pentru proiecte de infrastructură. De fapt, să lansăm această așa numită spirală de dezvoltare economică. La fel, antreprenorii au nevoie să li se ofere cunoștințele necesare, să le ofere contactele necesare. Ori Camera de Comerț și Industrie excelează anume la acest capitol. Dacă, să zicem, în cadrul unui program care nu-l avem de stagieri în Germania sau în Austria, luăm managerul de aici, stă 3-4 săptămâni pe cheltuiala partenerilor acolo și el vine, de fapt, în primul rând, cu mentalitatea schimbată, vine cu alte modele de business, vine cu anumite contacte. Deci sunt lucruri practice, sunt lucruri absolut reale, mai ales că raionul Rezina are foarte bun potențial. Începând de la agricultură, spuneam industrial și terminând cu turismul. Noi ca administrație ne dorim cu adevărat ca să promovăm agenții economici, să-i susținem și să atragem investiții ca să-i ajutăm să se dezvolte. Și iată, aceste posibilități ne le oferă Camera de Comerț și Industrie pentru susținerea agenților economici și ne oferă și dezvoltarea ulterioară a investițiilor care vor fi aduse în raionul Rezina. În contextul economic actual, care presupune limitarea accesului pe un șir de piețe tradiționale și deschiderea pieței Uniunii Europene, datorită acordului de comerț liber aprofundat și cuprinzător, operatorii economici au nevoie de cunoștințe și contacte. Acest lucru poate deveni realizabil și dacă cei interesați pot adera la Camera de Comerț și Industrie. Noi avem de aici, de la Rezina, membri de toate categoriile. Avem și întreprinderi mici, dar avem și giganții voștri industriali. De ce toată lumea este binevenită, fiindcă sunt foarte multe beneficii. Sigur că noi ajutăm întreg mediul de afaceri, dar în primul rând noi lucrăm pentru membrii noștri și au rabaturi comerciale, au avantaje și beneficii din această calitate. Spuneam că dacă noi selectăm întreprinderi care, să zicem, să meargă la o stagiere în afara țării, sigur că în primul rând noi încercăm să-i găsim printre membrii noștri. Deci aia sunt beneficii reale. Va fi formată o comisie mixtă la nivel de raion, deci în care vor fi agenții economici, reprezentanții administrației publice locale și de la Camera de Comerț și Industrie, unde se vor stabili clar care sunt prioritățile agenților economici, care sunt domeniile prioritare unde trebuie de atras investiții, iar Camera de Comerț și Industrie ne va ajuta anume în promovarea proiectelor ce ține de susținerea antreprenoriatului și atragerea investițiilor anume pentru agenții economici și crearea condițiilor mult mai bine atât și din partea noastră ca administrație publică, cât și din partea Camerei de Comerț și Industrie, crearea condițiilor, facilităților pentru agenții economici. Acordul semnat între Camera de Comerț și Industrie și Consiliul Raional Rezina prevede colaborarea în domenii ca valorificarea oportunităților investiționale în regiune, inclusiv prin atragerea investițiilor străine, sprijinirea inovării, inclusiv prin mecanismele de parteneriat public-privat, promovarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor de afaceri, cum sunt medierea sau arbitrajul, și dezvoltarea noilor direcții de cooperare în afaceri.